Sărtuna, Părinte, bine ați revenit la noi. Doamne ajută, bine v-am găsit și mulțumim la cei ce ne ascultă. De ce creștinii ortodoxi cinstesc atât de mult Sfânta Cruce, pe când alte segmente creștine anulează, să spunem, puterea acesteia? Păi, tocmai asta, ați spus o întrebare foarte bine așezată. Aici este și o controversă cu care noi ne luptăm în, propriu-zis, luptă duhovnicească, nu luptă cot la cot. În primul rând, războaiele religioase n-aduc niciun beneficiu nimănui. Noi trebuie să plecăm de la Apostolul Pavel. Am să aduc întâi câteva argumente pentru care noi trebuie să avem puterea Sfintei Cruci asupra noastră. Apostolul Pavel, cel mai îndreptățit din tot, spune așa: nu mi-este a mă lăuda decât numai în crucea Domnului meu. Noi în acatistele vechi de demult găseam scris: bucură-te, lemn fericit. De ce lemn fericit? Pentru că acest lemn din care a fost făcut Sfânta Cruce are și el o mică istorie. Dacă ați fost vreodată în Ierusalim, imediat când se traversează spre Betlehem, pe partea dreaptă se numește așa Biserica Crucii. Ea este georgiană. În acea biserică este locul unde a crescut copacul sădit de Lot cu cele trei semințe aduse din rai. Măslinul este din rai. Deci, ca să știți, nu este pom pământesc. Cedru este pom din rai și pinul este pom din rai. Când Avram era bătrân, îngerul Domnului a trimis trei semințe. De măslin, de cedru și de chiparos. Și a spus, astea să le plantez și să ai grijă de ele. Cele trei semințe au fost puse toate la un loc, într-un anumit loc, și în special, acolo unde a fost pusă sămânța, a ieșit un copac cu trei brațe. Un braț era de cedru, unul era de chiparis și unul de măslin. Și acela se numește copacul Sfintei Cruci. Având nevoie cândva lucrătorii la templu, ei n-au ținut cont că acel copac s-a mulțit, n-a rămas unul singur, dar ăla fiind mai mari, l-au tăiat că aveau nevoie, așa ne arată tradiții iudaice, că le trebuia la templu. Multă vreme, când îl măsurau jos era bun, când îl puneau sus era mic. Și atunci meșterii, să nu mai pierde vremea, l-au abandonat undeva. Și unde l-au abandonat? În preajma templului, unde auzim scris adeseori că era un înger care la vremea, din când în când, tulbura apa în scăldătoare și cine intra după tulburarea apei se făcea sănătos de orice boală era ținut. Îngerul ștergea algele care se puneau pe lemn, pentru că acel lemn trebuia să fie lemnul crucii pe care a fost răstignit Domnul Hristos. O altă ipoteză ne arată, tot teorie iudaică, ca să spunem poveste iudaică din tradiția iudaică, că tot din același fel de lemn de cedru puternic a fost făcută corabia lui Noe. Corabia lui Noe a rămas undeva pe muntele Ararat. Era nevoie de trecut peste o apă și s-a scos din corabie o bucată mare de lemn și s-a pus acolo. De la o vreme, un tâmplar l-a văzut că e bun de ceva, l-a luat și l-a pus în atelierul lui. Și în acel lemn s-a făcut lemnul Sfintei Cruci, pe care a fost răstignit Hristos. Aseară am căutat dimensiunea la părintele Cleopa, că era niște inepții citise univa, 3,70 m înălțime a avut crucea Domnului și 1,50 m lățime, adică deschiderea brațelor sau doi. Ce ne arată însă, fiind un lemn foarte, foarte, foarte greu, Mântuitorul a dus cu nevoie această povară a crucii, dar această cruce a avut trei beneficii pe ea. Una, că a fost purtată de însuși Dumnezeu, că a fost stropită cu sângele lui Dumnezeu și că a prins putere de viață. Chiar văzusem aseară o dezbatere la un post de televiziune și întrebarea era în felul următor: mai cinstim crucea ori îl cinstim pe Mântuitorul care a stat pe cruce? Și crucea și Mântuitorul. Asta e răspunsul corect. De ce? Vă explic tot acum că intră în subiectul nostru. În momentul în care Mântuitorul ne cheamă spre el, spune așa: cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Adică, crucii tale ne închinăm, Stăpâne, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim.
afară de tine pe altul, nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioși să ne închinăm, sunt Sfinte Învierii lui Hristos, că aceasta ne-a mântuit pe noi. Și de ce cinstim crucea? Tocmai aici vreau ca să ajung. În momentul când Iisus o stropește cu sânge, ea devine făcătoare de viață. Iar Apostolul Pavel spune acest lucru. Nu mi-este amălăudat decât numai în crucea Domnului meu. De ce? Pentru că în stânga și dreapta au fost cele două cruci a celor doi tâlhari, cel bun și cel rău, unul hulea, unul a furat cu limba raiul. Dar să nu uităm de-a lungul Imperiului Roman că milioane de oameni au fost răstihniți pe cruce. Încet lumea a evoluat în tâmpenie, adică răutatea umană are multe etape de desăvârșire. Ne întoarcem la cruce. De ce mai cinstim noi crucea? O cinstim pentru că este singurul lemn din rai adus pe pământ care face legătura între pământ și cer. Ce spune Moise în pustie când poporul era mușcat de șerpi și murea? Îi spune Dumnezeu, caută un stâlp de lemn, pune pe el un șarpe de aramă și toată lumea care se va uita la șarpi se va vindeca de veninul mușcăturii, nu va mai muri. Era simbolul că Hristos vindecă mușcătura șarpiului, veninul diavolului, a patimilor, a poftelor. Ce mai spune în rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare? Bine, care cred în Sfântul Vasile cel Mare, care nu cred, nu-i putem ruga să creadă. Cu undița întrupării tale l-ai pescuit pe diavol și l-ai legat în întunericurile iadului. Care e undița întrupării? Crucea. Și o să întrebați, pe ce vă bazați? Mă bazez pe cel mai mare lucru. În momentul când Iisus Hristos primește crucea în spate, El nu o primește la întâmplare. Ioan Botezătorul, când îl arată la Iordan, spune așa, acesta e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Ce era mielul în Vechiul Testament? Era un animal fără de meteahnă, curat, cu copita despicată. Cum de data aceasta, mielul nu are altar și ia singur altarul. Își ia crucea și o poartă prin tot Ierusalimul. Cade la prima îngenunchiere. Acolo ne vedem pe drumul crucii palmă. Cade la a doua îngenunchiere, acolo înainte de Veronica, de stația 6-7 și mai cade odată la stația 9. Ce face Mântuitorul Iisus Hristos? Nu lasă crucea din spate. Romanii obligă pe unul Simon din Cirene să poarte și el crucea sa, să-l ajute să o ducă. Dar nu-i o duce Simon, ține de cruce, ca să arate că și umanitatea este legată de cruce, că dacă n-ar fi legată de crucea lui Hristos, crucea n-ar avea niciun sens. Deci crucea, pe cum spunea Apostolul Pavel, pentru iudei sminteală, pentru ei linie bunie. Scurt, n-am spus-o eu. Și mergem mai sus pe puterea crucii și îl găsim pe Moise, care atunci când trece Marea Roșie, după ce mănâncă mielul pe jăratic, noi nici nu știm de ce mâncăm miel la Paști, mâncăm când îi place carnea, nu că ăla e de fapt un Paști iudai care l-au mâncat înainte de a trece prin Marea Roșie. Lovește întâi cu toiagul drept și marea se despică și apoi lovește crucii și marea se închide, deci tot cu semnul Sfintei Cruci. Patriarhul Avram când își binecuvintează fiii, pune mâinile în semnul crucii. Arhiereul când hirotonește, pune mâinile în semnul crucii. Când face aghiazmă, face în semnul crucii. Mă întorc înapoi la crucea lui Hristos, că nu avem noi treabă aici. Este răstihnit Hristos, ajunge în vârful Golgotei, cade sub povara crucii cu crucea peste el și Iisus totuși ține crucea din mâini, nu-i dă drumul. Romanii iau acest gest ca pe o, iau acest gest ca pe o slăbiciune și atunci prind mai repede să-l întindă și să-l bată pe cruce. Îl întind, îl bat în cuie, ridică crucea în picioare și de acolo, de pe cruce, nu se aude au, vai, mă doare, ce ați făcut? Se aude cel mai greu cuvânt care s-a putut auzi vreodată. Iartă-i, Doamne, că ei nu știu ce fac. Și unii tâlcuiesc exegeții și cred că Mântuitorul roagă doar pe Dumnezeu să nu-i pedepsească că chinuiesc pe Fiul lui. Nu. Când Mântuitorul folosește expresia iartă-i, Doamne, că ei nu știu ce fac, de fapt îi spune Tatălui, lasă-i Tată să facă, cu ei împlinesc Evanghelia. Dușmanii crucii sunt cei care fac lucrarea crucii. Pentru că ei, de fapt, când îi bat cuile și îl leagă de cruce și îl ridică în sus, de fapt împlinesc ceea ce a spus Moise.
veți vedea dintre voi proroc ca și mine pe el să-l ascultați.